De fiecare dată. Pentru un antrenor este greu atunci când pierde o seamă de jucători importanți. Clar că mi-aș fi dorit ca în această vară să trecem oarecum la pasul următor, respectiv să păstrăm lotul din campionatul trecut, care a făcut o performanță, pot spune, unică în istoria clubului. Asta nu înseamnă că ea nu se poate repeta și într-un viitor, sperăm cât mai apropiat, cu mine sau altcineva. Și mi-aș fi dorit, așa cum spuneam, pe lângă jucătorii care au format nucleul de bază, să mai vină și alți jucători care pot să aducă plus valoare echipei. Din păcate, asta se întâmplă la noi în momentul în care nu ești foarte puternic din punct de vedere financiar. Echipele puternice îți iau jucătorii, ești nevoit să ai soluții în orice moment pentru a ține nivelul ridicat, respectiv ceea ce noi am reușit să facem în acest an. Anul acesta, pe lângă campionat și cupă, mai este și Europa League. Da, unde bănuiesc că nu vreți să faceți doar acte prezent. Sigur, din punctul meu de vedere e clar. Am mai avut o asemenea participare, am trecut de un tur de calificare, îmi doresc acum să măcar să repet, știu eu, ceea ce s-a întâmplat la prima mea participare. N-aș putea spune o performanță, nu e performanță să treci doar un tur. Mi-aș dori acum să trec două ca să fac un pas înainte. Sigur, nu va fi ușor. Întâlnim o echipă cu experiență, campioană cu vreo câțiva ani în țara lor, în Slovacia. O reprezentantă a unui fotbal participant la campionatul european. Nu va fi ușor. O echipă mult mai omogenă decât noi. Dar asta nu înseamnă că vom merge ca mielul la tăiere. Mai mult ca sigur că... Am urmărit primele lor două amicale. Sigur, i-am văzut, au o serie de jucători importanți de la mijloc în sus, i-am văzut cam ce joacă ca sistem, sigur nu sunt jocuri concludente, partide amicale în care și ei au rulat jucători, n-au rulat, ca să spun așa, motoarele la intensitate. Posibil, avem asta în plan, știm că fac o partidă înainte de a începe campionatul și ei o ultimă partidă în Ungaria și mi-am propus să trimit unul dintre secunzi la meciul respectiv.